Din partea lui Dumnezeu să căutăm fața lui Dumnezeu. El a venit în templu luminat de Duhul și când a văzut pe prunc, spune că l-a luat în brațe și l-a binecuvântat. Ce contrast între el și Irod, tulburatul de Irod, nebunul de Irod, care atunci când aude despre prunc, în mintea lui se naște doar singurul gând să ucidă pruncul. Un om desfârnat, un om al destrăbălării, un om al petrecerilor. Vă zis de ce a făcut nepoata lui, care a dansat pe jumătate goală înaintea lui și el a fost în stare să-i dea jumătate din împărăție. Un om fără echilibru, un om nebun. Toți oamenii asemenea lui Irod caută să omoare pruncul. Da? Poate dimineața asta te duce acasă și spui, a fost o predică, am mai ascultat eu și alte predici, mai ascultăm noi și alte predici. Dar e acest duh rău care vrea să omoare pruncul. Ce se naște azi în inima ta și ce se naște fiecare duminică și ce se naște în timpul tău de părtășie cu Dumnezeu, lasă să trăiască și nu omoră. Dar Simeon a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și despre reacția lui Simeon o să vorbesc la urmă, după ce o să-l compar puțin cu Ana. Acum vreau să vorbesc puțin despre Ana. Ai de-a face cu un bătrân, ai de-a face și cu o femeie înaintată în vârstă, cu o prorociță, cu Ana. Fata lui Fanuel, de seminția lui Asher. Pentru că ea era foarte înaintată în vârstă. Dacă ea era foarte înaintată în vârstă și avea câți ani? 84 de ani. Fratele meu, ce să mai spune despre el? La 90 și... sau 90, da? Ce să mai spune? Dumnezeu are har. A avut har și pentru această femeie, o prorociță. O femeie care trece printr-o tragedie. Eu am 7 ani, la ora acum eu am 7 ani de căsătorie. Cum au trecut? Întrebați-mă. Au făcut când, mă. 7 ani? Pe ce 7 ani? Dar care e ideea care are cea mai mult de căsătorie? Vreau să vedem ce mă a spus. Eu am avut 60. 60 de ani de căsătorie. Altcineva? 40. 40. Mulți înainte. Mulți înainte și al dumneavoastră. Ce 7 ani de căsătorie? Și după 7 ani de bucurie familia ei, soțul moare și nu mai este. Unele femei ar vrea să moară bărbat, nu trebuie să trăiesc cu asta, să... Femeia asta, dar duce o viață de bucurie, căsătorie și spune că dintr-o dată în familia ei devine o dramă, o tragedie. Și rămâne singură, rămâne văduvă. Acum Pavel spune că pe văduvele care sunt mai tinere, ce să faci cu ele? Păi spune cele mai tinere să nu umble din casă în casă, să nu umble cu lucruri de nimic, ci să se recăsătorească, să se mărite din nou. Dar Ana este atât de îndrăgostită de Dumnezeu, rămasă văduvă, vă spune Scriptura, și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu. Extraordinar! Și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cum? Cu post. Aoleu! Cât de aici avem o viață de post? Cu cărțile pe față, nu? Astfel eu postesc așa, nu știu de la ce. Cât avem o viață de post? Ducea o viață de post și rugăciune. Deși drama prin care a trecut putea să o îndepărteze de Dumnezeu și să spună, Doamne, dacă Tu ai îngăduit să treci printr-o astfel de dramă, de tragedie, la ce folos să-ți mai slujezi? Sunt oameni care, atunci când ajung în tragedie, atunci când ajung să experimenteze durerea în viață, se îndepărtează de Dumnezeu și cad. Dar femeia aceasta, în tragedie, da? în suferința pe care o are, ea se apropie mai mult de Dumnezeu. Și a venit și ea în același ceas. Și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Hai acum să vă spun o deosebire între Simeon și Ana. N-am văzut-o până nu am căutat să exercitez bine textul acesta. E interesant că Simeon ia pruncul în brațe, îl binecuvintează, face prorocie despre acest prunc, da? Îi spune și Mariei ceva dureros, spune chiar inima ta va fi străpunsă, n-a fost ușor pentru mama, Maria, să-și vadă băiatul la 33 de ani pe cruce pe Sfântul Roma, n-a fost deloc ușor. A fost avertizată și pregătită de Dumnezeu încă de la nașterea pruncului pentru lucrul acesta. Simeon binecuvintează pruncul. Și acum el are o rugăciune și spune, Doamne, acum slobode în pace pe robul Tău, că am văzut robul Tău împlinându-se cuvântul Tău față de el, față de mine, spune el. Ce spune el cu cuvintele astea? Ce spune? Doamne, Tu ai spus că n-am să mor până n-am să-L văd pe Mesia, pe Musul, acum l-am văzut, acum vreau să mor. Da? Acum vreau să dul de zile, vreau să mor. Nu era frică de moarte, asta e bine. Dar uitați-vă la Ana. Și ea era în vârstă. Și ea are 84 de ani.
Ce diferență între Simeon și Ana? Simeon spune, te-am văzut, vreau să mor, îl binecuvintează pe prunc, și Ana spune că a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Vreau să observ diferența. Și aici e o deosebire între noi credincioși. Dar doi oameni care se aseamnă, doi oameni cu frică de Dumnezeu, doi oameni credincioși, doi oameni ai postului, doi oameni ai templului, doi oameni ai lui Dumnezeu. Dar ce atitudini diferite au? Și unii sunt în categoria lui Simeon și spun, Doamne, Te-am primit în inima mea, ce fericit sunt. De acum slobodă-mă în pace, dar lasă-mă liber să trăiesc liniștit și țin mântuirea pentru mine, țin mântuirea pentru casa mea, țin mântuirea ascunsă, da? Ascund, cum spunea Cătălin de mult, lumina sub obroc, da? Unde sunt ca Simeon? Slobodă-mă, lasă-mă să mor, gata! Eu Te-am văzut, eu sunt bine! Dar sunt și alții, ca și Ana, care la 84 de ani, nu știu cum îi avea corzile vocale. Nu știu câtă putere și energie mai putea să aibă. Dar spune că nu înceta în templu să vestească ce? Despre nașterea lui Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne astăzi ca să deosebim și noi lucrurile alese. Amin? Amin. Eu mă rog mult ca Dumnezeu să facă din noi o biserică deosebită. Sunt aici oameni deosebiți. Tu ești deosebit și noi suntem deosebiți. Dumnezeu ne-a creat deosebit. Există o deosebire și între creștini. Unii aleg să primească pe Iisus și să spună, oameni bătrân, neputincios, nu mai am resurse ca la tinerețe, nu mai am putere ca la tinerețe. Tineri să facă. Tineri să facă. Alții să facă. Nu am zis niciodată, m-am dus într-o bisericuță mică, undeva la țară, și o doamnă, o soară în vârstă, nu știu cât avea, dar în vârstă, în jur de 20 de ani, efectiv m-a tras de mânecă. Am zis, tine, tu astăzi vii la mine acasă și mănânci la mine acasă. Și mă gândeam, ce să mănânc eu la soara asta? Mi-a dat niște fasole acolo, bătrână, ce știa să facă mâncare? Eu am o problemă și cu igiena, aoleu, cum? Ce mă fac? Dragilor, m-am dus la ea acasă. Totul e impecabil. Mâncare impecabilă, la 90 de ani, la aproape 90 de ani. Și ce spune Biblia? Că cei ce se încredă Domnul întineresc ca vorbim și înnoiesc puterile. Ei zboară și mozăresc. Acum poate la final de an te simți și tu îmbătrânit. Unii îmbătrânesc pe la 40 de ani, îi vezi îmbătrâniți. Băi, mă doare și picioare, mă doare și spatele, mă doare și capul. Îmbătrânirea asta prematură. O femeie și un bărbat bătrân, înaintați în vârstă. Simeon spune cu bătrân, Doamne, slobodă-mă. O femeie, zice, mai harnică, Doamne, mă voi duce în templu. Și așa cum pot eu, zi de zi, voi spune tuturor că Iisus s-a născut. Ei, facă Domnul, media vârstei bisericii noastre este cam îngrijorătoare. Da? Noi suntem o biserică formată din mai mulți frați și surori care au trecut o vârstă așa, mai de aur. Da? Fraților, să nu îmbătrânim. În ceea ce privește sufletul, să fim plini de suc și vers. Amin. Să nu fii prea bătrân sau prea bătrân. Niciodată. Da? L-am văzut cu ochii mei pe Popovici. Pit Popovici. Nu știu câți ani era, eu l-am văzut la 94 de ani. Acum are 100? Poate zborul ăsta? 99. Acum hai să ne certăm, pe 99 sau 100, cât o avea 200 de mii viteze. Da? Dar eu l-am văzut la 94 de ani, a sărit la amor, efectiv, ca o căprioară. A luat o Biblie mică și a citit din ea, eu cred că o știa pe dealos, nu cred că mai venea eu cred că știa deja pasajele pe dealos. A predicat un ceas, nu m-a plictisit. Învățătură, har de la Dumnezeu, n-am îmbătrânit degeaba. Da. Eu cred că creștinii nu îmbătrânesc, ci creștinii doar se maturizează atât. Da. Și ei, de la... tot mai tânără Hristos, tot mai dornic după Dumnezeu și Dumnezeu binecuvintează și de putere. Nu alege să fii ca Simeon. Și ăsta e mesajul de sărbătoare. Astăzi îl sărbătorim pe el, este ziua lui. Și mesajul lui pentru noi ca și biserica a fost, dar nu vă comportați ca niște bătrâniți. Nu sunteți bătrâni. Da? Nimeni de aici nu-i prea bătrân să se pocăiască. Nimeni de aici nu-i prea bătrân să-și schimbe viața. Nimeni de aici nu-i prea bătrân să decidă astăzi să vestească. Nu știu cum.
dar să fie mai implicat în lucrarea lui Dumnezeu. A avut Dumnezeu plăcere să lucreze cu Ierimia, care spunea, Doamne, eu sunt tânăr, tremur înaintea lor, trimite pe altul mai în vârstă, nu pentru de trimit. Are Dumnezeu bucuria să lucreze cu tinerii. Are Dumnezeu bucuria să lucreze cu bătrânii. Are Dumnezeu bucuria să lucreze cu copiii. Slăviți să fie numele Domnului. Are Dumnezeu bucuria să lucreze cu oameni care sunt deosebiți. În Ierusalim erau doi oameni deosebiți. Facă Domnul, nu știu cât suntem noi în dimineața asta, poate 80 de oameni aici. Toți să fim oameni deosebiți. Amin. Care să întâmpinăm în mod deosebit nașterea lui Iisus Hristos. Mă bucur că am sărbătorit și sărbătorim nașterea lui Iisus Hristos deosebit. Noi nu sărbătorim pe Hristos în felul lumii. Am mai terminat-o și noi cu multe lucruri. Dumnezeu ne-a eliberat de multe lucruri. Și sărbătorim nașterea Domnului în simplitate, în smerenie, celebrând adevărul în Scripturilor și căutând să ne umplem inima de lumina și înțelepciunea Scripturilor. Eu vă doresc din partea Bisericii, din partea mea, sărbători binecuvântate și aproape de Dumnezeu. Amin. Fie ca nașterea Domnului Iisus Hristos să producă în voi sentimente alese, gânduri alese, fapte alese, tot ce mai ales din lumea asta, aceea să vă însoțească. Orice faptă bună, orice laudă, aceea să vă însoțească până în ziua când Hristos va veni să-și răpească biserica. Fiți binecuvântați de Dumnezeu. Amin. Amin.